job's a joke, you broke. Your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But prieteni. A început sezonul 2 din Gașca Parosi și suntem la mine acasă, aici în dormitor, care acum este sală de net de LAN Party, Dota, StarCraft. Bă, aveam și eu o cară. FIFA, ceva. Bă, eu aveam un pahar acolo, Alex. Ia uite ce ești. Uite că să nu se... Uite cum stă cu paramană. Dar și-a făcut deja scheme de joc, ia uite cum să se ducă. Chinez are cazimată. Da. Are ochelari de cal, frate, chinez. Așa? Ăștia aici schimb, n-au treabă. Bă, să spui și tu, bă, hai să aduci și eu parafan. Hai, chinez o glumă asta. Hai să mă uși cu Mihai, să apară în episod. Unde e, mă, Mihai? Unde e? N-a intrat. A intrat? Uite, cu Bane. Și el se ducă. Dați-mă drumul. Stai, mă, omule, că trebuie să intru și eu. Omule. Face update aici, ce se face? Face update, mă. Ia zi, George, te distrezi? Da, foarte bine. Avem din nou casa plină. Continuăm filmarea. A venit și domnul aici de față cu hanoracul pe umăr, mereu îl poartă așa. Pe umăr, dar acum îl port și la subțioară. Da, la subțioară. Și nu să ne jucăm tot, ne uităm la fete pe Facebook. Da, dar ia uite la ce fete. Așa, bă, nu mai filmam puțin. Bă, nu mai înjura. Bă, trageți-mă pantaloni, Giuni. Spune ceva și mișca ta repete ce zice? Suntem marți astăzi. Suntem în ziua de marți astăzi. Marți ești tu. Și... continuăm petrecerea. 4.30, 4.30. Ne facem e cald în bucătărie. Și aici sunt invitații. Ioan e prima oară la mine acasă la petrecere. Și a deschis... a deschis plasa, că așa face ei peste tot. Și la Alina. Și la mine. Și la Ioan, la Olini, Olivian. Așa a deschis plasa la Alina, da. Mergem la Chioru. Stai să dat, da? Dar până cine e Chioru? O să vezi. E un magazin, frate, ce ai spune la Chioru? Dar nici că îi salivează ochi. Să bă, băi, curge smântână din ochi, frate. Să zic, frate. E 23.02. Salut. E joi astăzi. Tocmai a pierdut Steaua cu 4-1. Asta e. Menționăm, suntem triști toți, dar nu mai minți. Asta e. Așa, deci e joi. Asta e, a durat ceva până am filmat de marți sau când a fost ultima filmare. Și acum la mine acasă. Nu, suntem doar noi, fără ăștia lor, frate, eu. Ioan. Forța Steaua. E pătră. Forța Rapid. E chinez. Minoritate. Și Oli. Și atâta. Și îl așteptăm și pe George. Nu cred că de încă mai vine. Ăsta. Normal că e mort fără George ăsta. Adică aici trebuie să fie George. Uite, aici. Așa. M-am obișnuit cu el. Aici trebuie să fie George și să zică... Asta da. Și acum așteptăm să fac Oli o narghilea. Hai să filmăm cum face Oli. Dar chiar frate, să facem un episod narghilea al lui Oli. Cum se face narghilea? Cum se face narghilea? Să scrii pe YouTube. Cum se face narghilea? Și uite, așa se începe.
iei creuzeta. Creuzeta? Și încep să dai cu... Da. Bă, de unde pula mea? Bă, de unde ai luat aia? Bă, te trecu. De aici. A, te-am mai întrebat pe mine dacă... Da. Și trebuie să mergi la mai cu furtunul, nu? Deci v-am zis câteva indicii. Trebuie să cureți aia. Trebuie să iei furtunul și să-l duci la baie și să-l dai așa. Ce trebuie să mai faci, mă? Trebuie să iei aroma și să o pui în creuzeta aici, așa, în bulinuțe, ca să treacă aerul mai repede. Aici faci ceva? Aici? Acolo nu fac nimic. Așa? Îl lasă curăță la o perioadă de timp, e coloana de fum. Bă, ulei galben, ca asta. Da. La parte se suge. Trecem peste. Se pune staniol peste aromă. Așa? Se dau găuri în staniol. Cu cercel, dacă e vreo parte în cameră. Da. De preferat cu un ac sterilizat. Un prealabil. Dacă avem prealabil, merge și fără. Fără, da. Se pun cărbunii pe foc. Când sunt făcuți, îi punem peste staniolul, care este peste creuze, să trage din sus. Și se pune și apă în vas, pilvează vasul. Apa în vas aici. Apă, dacă pui alcool, este și mai bună. Depinde apă cu alcool. Alcool pui. Dacă pui prea mult alcool, nu mi se pare bun. Adică nu am fumat prea mult. Eu le pun temperat. Și această, pun alcool și... Această dungă aici e roșie, vedeți? E reparată de Alexandru Ciobanu. Da. Și contează și chestia asta. Ia spune-ne, ce-i chestia asta? Ce face asta? E o rotiță aici, dacă nu vă dați seama. Chestia asta se desface. Așa. Un leu și șervețelul. Că nu suntem în tavără, că tavără era și comisionul pentru arteză. Chestia asta se deșurubează așa și în momentul în care narghilea o ustură pe gât, permite să intre mai mult aer. Aici este o biluță mică. Uite, ce micuță e. Care astupă gaura respectivă și când e ăsta deșurubat, e mai mult aer aici și nu mai e atât de tare. Am înțeles. Când tragi de pe furtun, tragi fumul care se creează prin arderea aromei din creuzet, intră pe toată coloana de fum, pătrunde în apă, care filtrează fumul și vine înapoi în furtun. Bun. Și acum hai să fumăm. Bună dimineața. Este ziua de sâmbătă, ora 3. Acum mi-am trezit și mâncăm micul dejun. Salut! A venit și Tipul. Și lipsește de la masă. Lipsește de la masă Johnny, care și-a pus iaurt și a plecat. Și fratele meu care dorme. A apucat sare? Nu, dar zic că mănânc mai încolo. S-a apucat? Nu, dar zic că mănânc mai încolo. S-a apucat? Nu. S-a apucat? Bă, nu știu, e bun? Asta se face. Ai zis, băi, e bun, asta se scoate. Arfă, nu? Bă, tu stai pe la masă în tot, nu mă știi? Trebuie? Bă, de ce nu juri? Bă, de ce nu ți-ai șters cuțitul, că era cuțitul tău? Ca și cuțit. Ăsta. Bă, de ce nu era să mă știu soare? Acolo, acolo. Da. Auzi mai devreme. Ce nu s-a colcat? Nu. Păi lasă-i. Bă, mănâncă-i! Bă, nu ești atent de rău, mă, ce-i făcut. Ce te-ai auzit? Bă, ce bă, da, te-ai să-l